Ce s-ar întâmpla dacă ți-aș ceda? Îi spune dimineața lui Herman să-ți ia geamantanele și te-ai mutat într-un palat părăsit pe Bulevardul Colței, lăsându-mă pe mine aici, necinstită și fără niciun sprijin. Domnule Gottfried, au rămas atâtea femei frumoase în București. Au mai rămas femei anume făcute pentru dragoste. Dar mâine când voi fi învățat textul ăsta, ai încurcat. Lasă-mă. Merge la mine? Gata. Secvența 30, varianta B, tras 1. Asta a fost atronat, atmosfera asta de familie, că ne-am simțit cu toții incredibil de bine și că ne-am plăcut și că ne-am... A fost așa ca o gură de aer proaspăt momentul de film, cât a durat filmarea. Patrula vine, găsește unul sau două cadavre. Ce, vorbesc cadavrele? Atunci trebuie omorâtă și ordonanța. Să nu cumva să zici ceva de franchiror, Doamne ferește. Treci dincolo! Nu! Hai, du-te repede, du-te dincolo! Am profitat de decor și tot furam din jumări, care erau excelente. Mi-ar plăcea să văd că se investește mai mult în producțiile TVR-ului, pentru că, într-adevăr, e foarte greu să faci o producție de teatru TV și cred că e deținut cont de calitatea acestui spectacol și faptul că el a fost făcut cu un mare efort și cu multă modestie. Și cred că oamenii ar trebui să fie conștienți de lucrul ăsta și cred că ar trebui promovat, ar trebui reînsuflețită puțin ramura asta artistică. Era să uit. Îți mulțumim că ești interesat de producția Dezertorul și că urmărești pagina de Facebook Casa de Producție TVR și am vrea să te invităm la avanpremiera Dezertorului pe 23 noiembrie la ora 11 la Teatrul Național, Sala Media, să o vedem împreună, tu și eu. Tot ce trebuie să faci e să scrii "Vreau să vin" în postarea de mai jos.